Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Aștept, de ce am întârziat, dragii mei, etalările pe Zodii? Pentru că aștept de o săptămână să-mi vină două seturi de cărți. S-au întârziat. Au întârziat din cauza concedului cuiva. Sper să vină mâine, sper să ajungă, pentru că sunt plecate de vineri din Oradea, de la Vamă. Au trecut pe acolo. Așadar, din acest motiv am întârziat. Eu zic că o să recuperez întârzierea. Între timp facem etalările la alegeri. Vreau să vedem povestea de dragoste dintre voi și o anumită persoană în această perioadă. Aveți de ales între trei opțiuni. Da? Voi, dragostea dintre voi, imediat. Am vrut cu roșu să fie cu roșu, da? Numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză, vă alegeți, dar vreau să vă arăt că aici există un secret în aceste două floricele. Poate vă ajută, poate vă inspiră, poate ceva. Deci, amândouă floricelele pot să lumineze. Ia. Și pe ce fac? N-am mișcat eu, da? Acestea nu mai luminează, s-au consumat, dar au fost cândva frumoase, impresionante. Rămâne de văzut dacă au lăsat ceva în urma lor. La fiecare asociez un set de cărți, da? Poate și acesta să vă ajute, da? Ia, vă puneți pauză, vă alegeți. 1, 2 și 3. Eu, între timp, îmi pun camera, tripodul. Așa. Și o să facem și despre energia sexuală dintre voi, că toată lumea vrea să afle, da? Toată lumea vrea să afle. Ce este? Ce mai este? Ce se poate manifesta între voi doi? Deci, luminițe, sunteți doi oameni foarte pasionați, plini de încredere, dar arătați această lumină doar când vreți, doar că și posibil să vreți să arătați dacă sunteți împreună. Dar puteți arăta și separat, dragii mei, și separat puteți lumina, dar împreună sunteți parcă mai fermecători. Roșii, roșii, roșu ca focul să poarte noroc, parcă. Am amestecat, am ales aceste de cărți. Nu știu ce, pentru care floricele par o nouă lume, pare un nou capitol. Poate că ceva. Ah, da, în timp ce am amestecat, am pus cărțile, deși le-am amestecat, le-am pus în setul, în cutie ca să le vedeți. În timp ce am amestecat cărțile, am vrut, dragii mei, să vă arăt. Am vrut. Asta a arătat. Diavolul. Mare atracție. Magnetism teribil. Obsedant, chiar. Obsedant. Vi s-au aprins călcâile. Una după cealaltă, într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta, numărul 15 să însemne ceva, dar 5 și cu 1 înseamnă 6. Dacă ieșiți din această adicție, energie toxică, puteți să manifestați dragostea adevărată. Depinde de voi, totul depinde de noi. Și, dragii mei, nu depinde doar de unul, depinde de amândoi. Interesant este că în timp ce am amestecat setul de cărți, a rămas această carte în cutie. Deci, flacăra a fost, este și va fi forever. E o flacără între voi, da? Interesant că ce faceți? Trei băte și trei băte. Interesant. Vai, dacă vine un mesaj foarte unic pentru această carte. Amândoi v-ați așteptat. Trei băte. Trei băte înseamnă așteptare, da? Speranță. Și unul și celălalt ați așteptat, v-ați sperat, v-ați rugat la, eu știu, la soare, la divinitate, la Dumnezeu, la ce vreți voi, la viață. Să vă aducă o asemenea pasiune și ea că a venit, bre, dar nu mă așteptam, am avut impresia că iasul de bâte, dar e șapte de bâte, șapte de bâte, cu alte cuvinte, șapte de bâte care o energie defensivă, care creează ziduri în jurul său ca să protejeze ceva, să se protejeze pe sine, eventual. Voi amândoi dați aceste ziduri la o parte, dați chiar și Victor, le dați totul la o parte ca să faceți loc acestei pasiuni interesant. Cine s-ar fi așteptat de la asemenea mesaj? Probabil din cauza acestei atracții foarte puternice. 6 și 7, interesant, da? 15 se reduce la 6 și apoi urmează 7. E o evoluție. Probabil că această energia atât de intensă, atracție, pasiune, încredere,
că puteți să faceți ceva împreună, că puteți să luminați, da? Sau, da, va veni o inspirație să vă dați amândoi zidurile la o parte. Că toți avem niște ziduri, nu vorbesc de mâși, vorbesc de ziduri de protecție și normal să ai, da? Amândoi veți încerca la un moment dat să fiți vulnerabili ca să manifestați nu doar pasiunea, nu doar atracția, ci un soi de lumină, de inspirație. Că inițial am crezut că e astfel de bătă. Interesant e că la capătul setului de cărți a venit lumea, că tu vorbi de lume, da? E un nou capitol în care, probabil, cel puțin unul dintre voi s-a transformat, doi de monede, cel puțin unul dintre voi este într-un grad de echilibru mai mare decât celălalt. Nu, independent. Unul este mai independent sau amândoi sunteți independenți, dar, repet, unul dintre voi este mai echilibrat decât celălalt. Dar hai să vedem. Wow, ce mesaj interesant! Îmi place la maxim când vin altfel de mesaje decât cele care sunt tipice pentru o anumită carte. Ah, dragostea dintre voi. Trei cărți pe care le clarificăm. Eu zic că e trei, da? E martie. Și în decembrie punem 12 cărți. Ori 2, 24. Mamă, iată. Valetul, Doctor of Pentacles, valetul de monede, valetul studiază, vă studiați unul pe celălalt, poate unul mai mult decât celălalt, dar e dorința de a manifesta în practică această pasiune. Am văzut Capricornul, într-o formă sau alta, nu Capricornul musai ca zodie, că vă și semn de aer, văz și semn de pământ. Ideea este că este o dorință de control din partea ambilor, dar am zis că la un moment dat, poate luna aceasta, poate în această perioadă, încercați să lăsați aceste ziduri și acest control la o parte și se poate manifesta, cum am zis, chiar de la început, din energia toxică, o dragoste sau o prietenie sau ceva frumos. Interesant că la capătul setului de cărți apare Tatăl Săbilor, Bufnița, Regele de Spade, persoana rațională, popa care dă față în față cu dragostea, dar rațiunea față în față cu inima. Aici este. Asul de cupe. Poate cineva cu marcaj în semn de apă, marcaj în semn de aer, eventual apare și un pământ, dar ca dorință de manifestare. Dorința de a vă studia și de a ieși undeva, de a comunica. Valeți în general comunică, da? Odată, de două ori, de o comunicare practică în care nu lălăiți, nu, vedeți cel puțin pe la sfârșitul comunicării ce ați putea să creați, ce pași ați putea să faceți în continuare, cum să puneți, cum să construiți această relație în care, repet, amândoi sunteți plini de încredere, pasional de fel, și când vorbesc de pasiune, dragii mei, nu mă gândesc musai de cum sunteți în pat, așa, în general, sunteți plini de pasiune, puneți multă energie în tot ce faceți. Eu! O carte invers. Cinci de bâte. Până acum, probabil, probabil, eu zic că e testabil. Că e o dezamăgire undeva. Ori între voi doi, ori separat, ori ambii ați avut parte de dezamăgiri și nu mai vreți conflicte. Cinci de bâte invers. Nu, sau poate din cauza dezamăgirilor din trecut, unul are tendința să fie mai precaut decât celălalt, am zis. Pentru care are nevoie de vindecare și cât timp se vindecă de această dezamăgire, poate dintre voi sau poate dintr-un alt departament al vieții separat de această poveste, nu dorește să se zbată prea mult și să se implice în conflicte, în contradicții, pentru că are nevoie de această energie pentru vindecare. Și totuși, cu cartea invers, normal. Și o să tai numărul 1. Opa, așa iar a venit. 7 de bâte. Regina de spade, acum nu mai e tatăl, nu mai e regina. Și asul de monede, am văzut mai devreme un as de cupe, acum apare asul de monede. Este un potențial de manifestare, am zis, da? Dacă încercați să fiți vulnerabili, pentru că într-un fel sau altul, aici este înțelegerea la care ar trebui să ajungeți. Amândoi sunteți puternici, amândoi sunteți defensivi, amândoi puteți să fiți și ofensivi, dacă e nevoie, dacă simțiți voi că e cazul. Da? Și cu regina de spade, care în aceste de cărți are sabia în jos,
Nu, în sus, cum e de obicei, de obicei vorbăreață regina de spade, dar în aceste de cărți este mai tăcută. Gândește, meditează, unul meditează, altul gândește, oricum. Îi se învârt rotițele, se învârt rotițele. Cred că la amândoi, apropo de rotițe, e un mecanism aici interesant, da? Că nu întâmplător v-ați ales acest, da? E un mecanism aici, apropo de spade. Tot ce ține de mecanism, ține de spade și de monede, de idei care se materializează, idei gândite care se materializează. Dar pentru asta trebuie să renunțați la tendința de a fi protector față de voi și să vă deschideți un pic. Vedeți cărțile, da? Să vă deschideți către această pasiune, către acest foc, către această atracție eventual și inspirație, poate că într-un fel sau altul vă inspirați unul pe celălalt, pentru că aveți puterea împreună să luminați. Am zis și separat și băi, vorbesc de lumină, de ea uitați ce frumos e, da? Cât se vede? Se vede cum fâlfâie. Da, fâlfâie. Da, e un mecanism. Aici este trebuie și unul și celălalt, pentru că vorbim de un cuplu. Să vă gândiți. Da? Ia uite. Hai, deci trebuie să-i pun o baterie eventual, să vă încărcați. Te vedeți ce frumos e? Bine, aici se vede dacă vii mai aproape, da? E un mecanism, gândiți-vă că e o chestiune care ține de rațiune. Aveți nevoie doar un buton. Apropo, la câtă pasiune, că am văzut diavolul, doar un buton. Dacă se mișcă și se apasă, se poate genera ceva. Dar aici trebuie să fiți înțelept, să vă gândiți cum să generați, pentru că iar este un foc înăuntru, este energie, este seva, pentru că roșu înseamnă viață. Aveți această și inspirație divină și atracție dintre voi și seva și viață și, cum se zice, zest, vitalitate. Și unul și celălalt, dar împreună puteți genera ceva frumos. Puteți. Asul de monede, ca și potențial. O nouă relație. E ceva nou, oricum, dar ideea este, v-am zis, chiar de la început și repet, aceasta pare, și uitați-vă și voi, pare un as de bâte. Dacă dați la o parte. Dacă deschideți ușa sufletului, interesant. Pentru că șapte este casa șaptea a relațiilor de lungă durată. Dacă vă deschideți către acest personaj sau unul către celălalt, cu înțelepciune, este nevoie de cuvântare, este nevoie de comunicare, că am văzut, dar o comunicare practică, temperată, temperată cu sabia în jos, temperată, înțeleaptă, în care mai mult vă priviți și comunicați din priviri, cum văd eu, și repet, comunicați practic că se poate genera ceva frumos. Și în acest moment, acest lemn teat transversal îmi creează impresia de soclu. Puteți să, da, de soclu. Puteți să puneți baza. De fapt, ce e soclu? Baza unei construcții. Bine, poate să fie și construcție, dar baza unei, aș spune, pentru că e așa inspirant și atrăgător, a unei forme de artă. Și când vorbesc de artă, vorbesc de creație, ca să înțelegeți mai bine. Poate unul face artă, poate altul nu face artă, dar creativitatea se poate manifesta în multe feluri, inclusiv prin tehnică sau printr-o gândire practică. Interesant, la capătul setului de cărți aveți luna. Aici trebuie să vă conectați la intuiția voastră. Și cine acesta? Fiul de monede, fiul e cavalerul de monede, adică cineva în secret își dorește să vină. Cel puțin unul dintre voi poate s-a gândit că ar fi frumos să se construiască ceva de lungă durată, dar pentru că e atras. Și simte, nu doar că e atras sexual, dar și simte multe emoții, regele de cupe, chiar dacă își face multe griji. Probabil că a fost și o perioadă de tăcere între voi doi, sau amândoi ați trecut prin perioade de întuneric, că am văzut eremitul, lecții spirituale grele,
Și în acest motiv v-ați creat niște ziduri personale. Dar, repet, dacă sunteți vulnerabili, puteți să creați ceva frumos. Hai să și clarificăm. 7 de bâte. Măi, dar ce am mai vorbit? Măi, 7 de bâte. Eremitul, că tot vorbeam de el. Ia uitați-l de aici. Da? Eremitul. 7 de bâte, am zis, e defensiv, dar în această carte, ce frumos e, în aceste de cărți, arată foarte mult a deschidere după o perioadă de închidere, după o perioadă de tăcere. Posibil perioada de tăcere în care v-ați căutat lumina, v-ați închis în voi, relația nu a funcționat, a fost o tăcere, a fost o separare, a fost un abandon, vedeți și voi ce a fost, dar a fost o lecție în care a trebuit să vă descoperiți lumina. Și lumina voastră întâmplător era chiar în voi sau fine, deasupra voastră. Ideea este că lumina, dragii mei, e foarte frumoasă și această imagine, ca și în Biblie, cum spune undeva în Noul Testament, dar trebuie să caut citatul să-l transmit exact. Se spune că lumina nu se ține sub masă sau nu se acoperă. Lumina trebuie să stea deasupra, să radieze. Asta e voi, amândoi aveți pasiune, aveți puterea, repet. Vreți să închid lumina? Să vedeți ce frumos se vede. Ia, hai mă, imediat. Cam aici totuși, ia. Bau. Vedeți ce frumos e? Deci amândoi... Ați trecut. Poate unul are baterie mai multă, să zic. Poate mai tânăr, mai puternic sau unul e mai înțelept, a câștigat mai multă lumină. Dar vedeți ce frumos e. Înțelegeți acum care e ideea? Înțelegeți, da? Acum să nu consum bateria, că poate am și o nevoie de aceste floricele într-o seară romantică. Acum vine perioada cu serile romantice. Deci... lumina a fost în voi și a trebuit să o puneți în afară, să o scoateți, trebuie să fiți vulnerabili. Și repet, acest eremit poate să reprezinte experiențe anterioare separate, dar probabil și o tăcere, un abandon, o perioadă în care voi nu v-ați vorbit, v-ați blocat, tocmai ca să descoperiți, cum am zis, cartea a rămas în cutia de, în setul de cărți, în cutia cu care a venit setul de cărți. Extraordinar. Și a mai rămas ceva. Ia uitați, ce surprize! Deci voi aveți de descoperit surprize în relația dintre voi. E foarte interesant cum vin mesajele. 4 de bâte! 4 de bâte! Știți că, în general, 4 de bâte reprezintă cartea flăcărilor gemene și magicianul. Dar flăcări, că sunteți flăcări! Uite ce frumos! Ce frumos! Sunteți flăcări gemene, măi! Și când mai scoți și cărțile sexy... Și repet, eremitul s-a manifestat și separat, dar și împreună. Probabil că v-ați mai întâlnit, atunci v-ați blocat lumina, v-ați blocat manifestările, dar vedeți surprize. Mă, mai e ceva, mai e vreo surpriză, nu mai nimică. Interesant, măi, interesant la maxim, nu mi s-a întâmplat așa never ever. Și ce manifestați 4 de bâte? Ori o întâlnire, ori romantică, ce frumos ar fi, oricum o să vă simțiți bine dacă ieșiți să vă întâlniți, că 4 de bâte înseamnă și întâlnire, înseamnă și faptul că ieșiți la o petrecere, la un concert, la un restaurant, o cină romantică, nu știu de ce. Mă, micul dejunul poate fi și romantic? Micul dejun poate, dar prânzul, masa de prânz nu prea pare romantică. Da, în fine, ideea este că puteți manifesta ceva stabil. Asul de monede și 4, care înseamnă stabilitate, da? 4 de bâte. Și pasiune. Dar e ceva mai fermecător și surprinzător, pentru că sunt surprize. Clarificăm regina de spade. Puf, micuța! Ia uite, 9 de spade, aici este. Ieșiți din, pentru că în perioada de tăcere, vedeți cărțile, v-ați făcut multe griji. Ieșiți din acest stres. Da? Și înțelegeți, calmați-vă gândurile, faceți meditații, nu e 4 de spade, dar mai e un grad de înțelepciune la care trebuie să ajungeți amândoi. Și eventual împreună, poate unul e mai înțelept, cum a zis, are mai multă lumină și vorbesc de lumină, de înțelepciune, nu musai de energie, poate unul are mai multă vitalitate. Am zis mai sporty, nu musai simpatic, mai glumeț, că focul și roșu ține de bucurie, da? Și celălalt are altfel de energie, nu musai pusul, ci
O energie care completează pe celălalt, înțelepciunea aceasta. A zis, vă potriviți, măi, vă potriviți, nu? Iau, extraordinar, doi de cupe, apropo de trandafiri roșii, măi, ce frumos! Și nu știu de ce, dar eu când văd imaginea asta cu aceste cupe, am senzația că, măi, v-ați manifestat unul pe celălalt. Și eu pe cupele acestea văd scriere. Văd scriere. Pentru acei câțiva care știu cum să manifeste cu apa și prin cupe, poate înțelegeți mesajul pentru câțiva. Poate cândva o să vorbesc despre chestiile astea. Dar nu e vorba doar de asta, este un mesaj pentru anumite persoane. Însă, ce simt? Cupa înseamnă sufletul vostru, da? Sunteți. Este scris în sufletul vostru să vă întâlniți, interesant, și să oferiți. Vedeți? Unul crește dintr-o cupă și oferă către celălalt și se reflectă în el. Și celălalt vine, da? Deasupra cupei celuilalt, sufletului celuilalt și se reflectă. Că de aici e apă, va reflecta. Deci vă reflectați unul în cel... Vai, dar ce frumoasă poveste! Și aici, iar 8 de bâte, e ca un trăsnet, îl văd ca pe un trăsnet. Nu e turnul, e o idee trăsnet, e o înțelegere și comunicare care ajută să... 6 de monede, nevoie de reciprocitate. Încă n-am cerut, clarificăm 6 de monede. 6 de monede înseamnă că trebuie să vă echilibrați. Foarte interesantă etalare, mi se pare fascinantă. Ce aici este 8 de spade? Ia uite, eremitul, 9 și 8. A fost o perioadă de tăcere în care v-ați închis în voi. Se vede, da, prin carapacea pe care o are broscuța țestoasă, prin acest fluture care a intrat într-o perioadă de cocon, da? De transformare, n-am mai mult, pentru că e 8, transformare. Ca să vă găsiți, eventual aici este bufnicuța. Cel puțin unul dintre voi, da? Dar eu a spune că amândoi. Amândoi ieșiți în energia în care v-ați autosabotat. Ați crezut că e o păcăleală, ați crezut că e o minciună sau poate celălalt a avut un fel de a fi mai strateg, ca să nu zic șmecher. Aha, da, ia uite. Și a trebuit să vă transformați ca să puteți să manifestați. Că 8 înseamnă transformare, îndrăgostiții. Că am zis 5 și 6, măi, aduceți-vă aminte ce am zis la început. Dacă ieșiți din diavol, manifestați îndrăgostiții, 6. Dacă ieșiți în 15, puteți să manifestați 6. Ha! Și 8 înseamnă casa 8 a morții și a transformării, de transformare mentală a unuia dintre voi. Sau a ambilor. Și 8 de spade înseamnă și un blocaj mental într-un fel de a gândi care trebuie depășit. Trebuie depășit, să nu vă faceți griji. Nu, trebuie să preluați acest as. Da? Această sabie a dreptății, a înțelepciunii, a adevărului. Grăiți în echilibru, în înțelepciune, în temperanță și se va manifesta ceva deosebit. Da? Ceva ce va putea oferi stabilitate. Da? Frumos, foarte frumos, îndrăgostiți și marea preoteasă. A zis unul, ce face? 5 de spade. Atracția a fost întotdeauna regina de bute. Atracția a fost eventual, e posibil pentru unii să fie o energie veche în preajma voastră, foarte geloasă, dar atracția a existat dintotdeauna, chiar dacă nu a fost exprimată. Hai să vedem ce fel de energie aveți. Energia dintre voi. Vai, dar cât am mai vorbit. 24 de minute. M-a zăpăcit. Tot zic, mai fac și o 10-15 minute și ajung să vorbesc chiar câte jumătate de oră. Energia dintre voi. Mai frumoșilor, mai... Soarele este nemanifestat încă, urmează, pentru că v-a stresat 4 de spade. Ați încercat să vă, poate într-o formă sau alta, să nu vă implicați emoțional. Asta e clar, la 4 de spade nu pare implicare emoțională. Unul poate încerca să pună presiune, celălalt l-a respins. Da, o nepotrivire mentală. O nepotrivire mentală, da. Ia, atitudinea defensivă. Dar aici este frumos, ia uitați că și aici, da? Dacă ieșiți
Da, nu zic să vă dezbrăcați, musai. Deși la un moment dat va trebui dacă vreți să se întâmple ceva, nu? Dar ideea este tot un V, un V victorie. Dar e deschidere, în primul rând, da? Trebuie să fiți vulnerabili, să îndrăzniți. Dacă vreți să iasă ceva. Că nu, voi alegeți ce vreți să manifestați. Ideea este că aveți acest potențial. Lumina este în voi, depinde de voi dacă. Cum a zis, depinde de voi ce faceți cu această lumină. Puteți alege să luminați doar voi și celălalt să nu lumineze. Treaba voastră, ce faceți cu lumina, da? Cu energie și cu mecanismul. Frumos, frumos, nu mă așteptam să fie atât de interesant. Păi, ce spectaculos sunteți. Eu cred că atrageți atenția și separat, dar împreună cred că o să atrageți atenția. Iau, eremitul iar a fost și îndrăgostiți, iar vine. Alegeți dragostea, stați în preajma celor din vechime, vreau să zic, din trecut, sau în ideile, sau în atmosfera mentală pe care voi v-ați propus-o, v-ați programat-o din trecut, care v-a dus la tăcere, dar tăcerea aceasta a fost necesară ca să meditați la cuplu. Ce înseamnă cuplu? Ce înseamnă să fii vulnerabil? Ce înseamnă să manifesti lumina din tine? Apropo că aceștia sunt în lumină. Nu îți musai. Nu propun acum ce veți face voi când veți fi împreună și veți dori să fiți vulnerabili. Nu vorbim despre tehnicile prin care vă veți, să zic, apropo de mecanism, de tehnici prin care vă veți încerca să vă, eu știu, exprima. Nu, din punctul meu de vedere, nu, tehnica nu exprimă emoții. Dar, în fine. Da, patru de spade, amândouă de fapt înseamnă meditație, patru de spade, eremitul, varianta mai mică, da? Patru de spade și eremitul. A fost o tăcere, a fost o luptă în această serie de cărți. Patru de spade îl văd ca pe o luptă a ego-ului. Ego-ul reprezintă și dorința de a domina, dar reprezintă și teama de a fi dominat sau de a avea. Aici ce claxonează? E o avertizare, interesant, dorința de a domina cuiva și de dorința celorlalte de a nu fi dominat, de a respinge, interesant. Și aici trebuie să faceți, să meditați, mai, dar cum puteți să ne simțim bine, nu să ne respingem sau să ne forțăm unul pe celălalt. Și uite, ajungeți în această perioadă în care aveți o oportunitate. Dacă sunteți vulnerabili, dacă vă deschideți sufletul, da? Vă puteți bucura de dragoste, dar trebuie să alegeți. Sunteți vulnerabili, sunteți deschiși sau stați închiși în voi, cum e acest personaj? Două închis. Stați închis sau sunteți deschiși? Poate că cel puțin unul dintre voi are tendința să fie mai rușinos, mai închis decât celălalt din cauza unui anumit trecut. Poate că așa a fost educat. Sunt multe motive pentru care unul nu se deschide. Dar mai dăm o carte. Oh, justiția, interesant. Justiția să însemne ceva. Puterea. Aveți puterea de a vă echilibra viața. Iar valetul de monede. Vă doriți unul pe celălalt. Dar aici este interesant. Doamna poate e un pic cam prea mândră. Dar nu prea mândră. E dreptul ei să fie mândră, dragii mei. Nu, nu. Deci n-am nimic cu chestia asta. Este mândră că are dreptul. Are motive. Dar probabil că domnul își dorește să o facă să-și mai piardă un pic din control și naștere din fițe, din această mândrie. Adică, cu alte cuvinte, să fie vulnerabilă, să se piardă un pic, să se mai îmbete, să bine, așa, în sensul. Și de ce n-ar fi? De ce ar fi musai metaforic? Să fie și real, da? Să vă amețiți un pic ca să puteți să fiți mai deschise, să nu vă mai luptați atâta cu ei. Ia uite, doamna se luptă cu el. Mai puteți, repet, aveți puterea să vă echilibrați viața, să alegeți dragostea, să manifestați dragostea. Păi, e fain, mai, e fain. Hai, zis că mai e o carte, hai că mai e o carte. Una, fuga, 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 pentru că ne mai așteaptă. Ia, uite, una. Cinci de monede. Păi ce faceți? Ce faceți? Cinci de monede. În aceste cărți nu este un abandon, este o regăsire după o perioadă de tăcere. Eu așa o văd pe cinci de monede. O regăsire. Interesant, aici sunt patru stâlpi, da? În acest patru de monede, la o întâlnire.
la o terasă, undeva, sau poate acasă, la cineva, da? Vă regăsiți, vă reîntâlniți. 5, pentru că 5 înseamnă schimbare, da? Aici trebuie să alegeți între tăcere, abandon, singurătate, însingurare, lupta aceasta mentală, pe care am văzut-o aici jos, alegeți ce manifestați și reîntâlnirea eventual. Și această reîntâlnire vă poate aduce în, n-aș spune poziția, postura, să manifestați o nouă direcție asupra de monede, care, repet, va aduce stabilitate. Iar o chestiune de muzică, de comunicare frumoasă, creativă, cinci e creativ pentru mine, da? Eventual prin muzică. Și apoi, evident că veți comunica și prin sărutări și prin îmbrățișări și prin ce mai vreți voi. Dar aici este ce aveți de ales. Stați și vă uitați la alții cum se iubesc sau vă gândiți ce frumos ar fi să fiți împreună sau chiar vă întâlniți. Că am văzut valetul de monede care își dorește să comunice practic. Iar se poate manifesta. Se poate manifesta ceva frumos. Și la capătul setului de cărți, 7 de cupe. Visați, visați, vrabia malai visează, dar ia treceți voi la fapte, că vă ajută energiul, vă ajută. Aveți lumină? Mișcați, dragii mei, butonul ăsta, hai! Hocus pocus, preparatus, cum face magicianul. Lumină sau întuneric? Ce vreți? Ha? Ia uite, eremitul e în întuneric, da? Dar trebuie să găsiți lumină. Dragii mei, băi, fenomenal! Nu știu, mi-a plăcut la maxim cum am mers povestea. Eu știu, dacă nu vă regăsiți, încercați alt număr. Dar povestea asta a fost plină de surprize. Plină, plină, plină. Acușica, acușica. Trecem și la numărul. Numărul 2. Cei care ați ales aceste două lalele. Dragii mei, ați văzut, ales două flori pentru că e vorba de două personaje. Nu ne legăm de superstițiile acelea că dacă sunt doi, nu, nu. Astea sunt superstiții românești, în special. Trecem peste ele, da? Nu de alta, dar nu manifestăm triunghiurile amoroase, manifestăm cupluri. Cupluri. Cei care ați ales numărul 2. Două lale, două flori de sezon. Dar, interesant că dați bine împreună, da? Roz cu mov, dați bine. Care este numitorul comun? Este roșu. Unul are mai mult alb, altul are mai mult albastru. Unul poate este mai inocent, mai imatur, celălalt este mai profund, mai meditativ, mai emoțional chiar. Am asociat aceste de cărți, da? Are și un pic de roșu și un pic de albastru. Marea preoteasă, probabil ceva e în secret, ceva nu se, nu știu ce nu se, nu se. Vedem ce se nu se. La capătul setului de cărți, 5 de monede. Este o perioadă de... Vă simțiți abandonați, unul dintre voi sau poate amândoi, pentru că lucrurile merg foarte greu, cavalerul de monede, înspre manifestare. Trebuie să lăsați... O, da, trebuie să lăsați în urmă ori o atitudine egoistă, ori unul dintre voi trebuie să lasă un egoist. Ah, ia uitați-vă ce interesant, că eu mă uit și la alte, altfel de semne. Da, vedeți frunza aceasta? Ce floare? Care? Care e floarea? Floarea roz. Cel care e mai inocent, mai imatur eventual. Tu se agață de o pasiune din trecut care a murit, e uscată. Bine, asta ține de numărul 3. Poate ar trebui să ascultați numărul 3, unii dintre voi. Sau cel care manifestă rozul. Vedem. Că poate voi sunteți cei care ascultați și ascultați pentru... Da? Sunt mesaje interesante. Deci numărul 2. Ia uite, stai că mai era o carte pe aici. Ce carte mai era? Ia uite, 8 de cupe. Încă, apropo, încă cineva încă nu s-a eliberat de trecut. 8 de cupe, da? O cupele sunt goale, floarea, pasiunea s-a uscat. Încă unul dintre voi, am zis, ori e imatur, ori are tendința să, da, să înțeleagă că iubirea necondiționată nu înseamnă musai să stai cu acest personaj când nu mai e dragoste. Ce mesaje! Ia uite, 5 de cupe! Mai! Ia uite, regele de spade! Încă plânge o persoană rece, distantă. Da? Care nu a exprimat pasiune. Regele de spade. N-am nimic cu regele de spade. E foarte interesant regele de spade. Când stai de vorbă. Dar a fost o separare, vedeți? Totuși vorbesc despre numărul 2. Numărul 2. Poate cei care au vibrația aceasta mov să-i ajute pe ceilalți mai iaute. Să înțeleagă. Interesant.
Valetul de spade și puterea. E o luptă interioară a uneia dintre voi. E o luptă interioară. Valetul de spade nu îngrește. Mai degrabă gândește. Bine ar fi să gândească acest personaj cum să se transforme și cum să devină puternic. Poate inspirați, eu știu, sau poate e o chestiune ambilor. Interesant, poate amândoi vă agătați de povestea voastră care a murit și acum. Nu știu, vedeți? Ia uite, apropo de moarte, da? Mai! Ce sincronicitate? Sincronicite? Sincronicite. Uah! Uah! Da, a fost un trio. 6 de monede. Clar. Și acum totuși vorbim de 2 suflete perechi. Mă! Dați încolo pe aia din trecut. Dar dați încolo. Nu știu mai, cei care sunteți pe MOV. Asta înseamnă că aveți măcar chakra 6-a, dacă nu a 7-a deschisă. Comunicați, sunteți spiritual, comunicați cu, da, cu divinitatea. Transmiteți-le mai la ăștia ceva ca să fie mai puternici, să reziste, să reziste, iau, să renunțe steaua. Apropo de trans, da, inspirație, apropo de ce am zis, mai, ce vă faci? Mai, cărțile astea vorbesc cu mine sau cu voi, da? Tranzițele transmiteți, da, uite ce face steaua. Steaua transmite de la distanță, telepatic, vindecare, lumină, dragoste. E o dragoste nată între voi, necondiționată. Amândoi aveți tendința să iubiți profund și necondiționat, dar v-am zis, unul e agățat de trecut, că zice, mama, așa e dragostea. Nu, măi, dragostea necondiționată înseamnă că iubești pe ăla din trecut, dar nu trebuie să stai, mă, că nu dai bine, măi. Uite, nu dă bine, nu dă bine, uite, și pică frunzele, că da, că dacă e uscat. Adică, cu alte cuvinte, acesta se detașează. Ha, da? Ați văzut steaua, învățați să creadă, să spere. Să spere în ce? În astfel de monede, într-o nouă oportunitate, într-o nouă manifestare, într-o nouă dragoste, eventual, sau relație de lungă durată. Trebuie să aleagă. 2 de monede. Hai să și tai odată, voi. Deci, ia uite, îndrăgostiți-i. Aici e dragoste. Aici e dragoste. Nu acolo. Aici e dragoste între voi. Știați bine, am zis, numitorul comun la aceste flori este roșu. Pasiunea, atracția. Hai, odată. De 2. Mai, trebuie să vorbiți. Cineva a fugit de dragoste, eventual. Pentru că se tot duce în trecut. Și creează stres. De 2 ori. De 3 ori. Poate că rozul este mai mental. Poate. Și trage către un alt mental, dar care nu îl inspiră. Că mentalul e bun. Dacă are sursă de inspirații înalte. Așa, hai să vedem. 3. Ia uite, 5 de monede iar a apărut, mai. Puterea. Iar apare și puterea. Și valetul de spade. Probabil că e tăcere între voi pentru că acest personaj nu s-a detașat. Nu s-a detașat încă. Dar ce e interesant e tăcere. Senzația de abandon. O simțiți? Poate ambii? Poate doar cel care? Nu știu care. Unul dintre voi. Văd aici tot roz. Poate are legătură cu floarea roz. Ideea este că împreună puteți să vă transformați. Împreună sunteți puternici. Am zis, vă puteți inspira. Cel care e mai evoluat spiritual poate ajuta pe celălalt să-și tempereze ego. Și ego implică și frică. Nu doar orgoliu. Și pentru asta o să vedem ce înseamnă valetul de spade. Nu știu cât veți comunica. Vedem. Că valetul de spade aici nu comunică. Mai mult de mai degrabă gândește. Interesant. Ia uite. Cineva, e o pasiune aici care s-a încheiat. Eventual poate fi renăscută cu mare. Poate chiar pasiunea voastră. Cineva rămâne în trecut și nu poate să manifeste acest nou potențial. Se poate și asta. Se poate și asta. Voi știți ce e în viața voastră, nu știu eu. Eu doar citesc cărțile. Dar, unul este mai evoluat spiritual și nu atârnă de trecut. Celălalt nu e chiar atât de evoluat și tot se duce în trecut. Tot se duce în trecut. Și acest trecut, repet, poate să fie cu altă persoană, deși am văzut totuși eu potențial de triunghi amoros, poate să fie și povestea voastră din trecut.
în care ceva s-a întâmplat, poate în trecut unul dintre voi v-ați înșelat și celălalt nu poate uita. Posibil și asta. Clarificăm 5 de monede. Uite, 5 de monede. Ia uite, 2 de cupe și 6 de cupe. Adică două cărți care arată suflete perechi. Interesant, dar mai înseamnă ceva. Dintre aceste cărți, una înseamnă fostul, fostă. Deci, cu alte cuvinte, interferează energia trecutului, a fostei. A fostului, poate că a fost o căsătorie, poate sunt copii în joc, da? Și totuși. Sau vedeți? Poate voi sunteți, de fapt, foștii. Dar nu. Foștii sunt acolo. Nu. Lasă. Cineva încearcă să creeze confuzie. Nu. Pentru că e confuz, creează confuzie. Nu. Aici sunteți voi, două suflete perechi, care v-ați regăsit ca să vă aduceți lumina. Dar am văzut de la început, este Marea Preoteasă, sunt niște neclarități, confuzii, cum a zis mai devreme. Valetă de monede. Și îndrăgostiți aici este. Iar perioada de tăcere. Perioada de tăcere. Regina de spade, în care trebuie să se înțeleagă niște lucruri. Între voi e dragoste. Dar dragostea asta ar trebui manifestată în practic. Deocamdată există niște lupte. În primul rând, tăcerea a existat pentru că, repet, unul tot are tendința să se ducă la un personaj din trecut. Și totuși se dorește întâlnirea, se dorește exprimarea unor lucruri. Clarificăm puterea, te rog frumos. Clarificăm puterea pentru numărul 2. Țineți în lesă ego-ul. Ia uite, 6 de spade. Trebuie lăsate în urmă. Trebuie lăsat trecutul acesta, da? Pasiunea uscată. Consumată. Și mers către lumină. Trebuie să vă ascultați intuiția. Posibil că e o distanță între voi, poate. Și din cauza distanței, unul a ales tot personajul din trecut, că a crezut că e mai stabil. A crezut că poate să renască. N-ai ce să mai renaști. Din așa ceva nu mai poți. Nu. Decât să, eu știu, să le toci și să faci un cârmâz. Vopsea de păr, nu știu ce. Scuzați-mi expresia, da? Iar e tăcere, care poate fi transformată, eventual printr-o călătorie, detașarea în primul rând de întuneric, călătoria către lumină, că și eremitul și 6 de spade merg către lumină, caută lumina, caută un loc mai bun, în primul rând un loc aici, și o idee și direcția și misiunea și înțelegerea. Dar e distanță între voi. Dacă vreți să manifestați împăcarea, 6 de cupe înseamnă și împăcare, interesant. Trebuie să vă detașați de fosta și să mergeți către 2 de cupe. Hai să vedem. Către acest cuplu puternic să-l manifestați. Am zis că aveți un numitor comun. Dragostea, pasiunea. Clarificăm valetul de spade pentru numărul... multe, mami, prea multe, dar iar apare eremitul. Așa, iubire. Și când vorbesc de iubire, e un concept, e o vibrație. Da, vibrația iubirii. Adu un pic de speranță și schimbare. Asta este. Cum se poate schimba această situație? Dacă nu, ridicând sabia sau scoțând sabia din teacă. Asta înseamnă prin comunicare. Se poate schimba. Da. Prin comunicare se poate schimba totul. Dar pentru aceasta trebuie să se manifeste mai înainte. A trebuit să manifeste măcar o parte, așa, o lecuță. O lecuță de vindecare. Am văzut steaua mai devreme. Cei care, repet, sunteți mai sus, vă rog, transmiteți așa telepatic. Dragii mei, puteți să comunicați telepatic, da? Cu 2 de cupe și 6 de cupe. Transmiteți-le. Nu știu ce. Voi știți ce. Credință, în primul rând. Renunțați la ego. Nu trebuie să le transmiteți. Oh, să fie cu mine. Nu faceți prostia asta. E chiar o prostie și am folosit cuvântul special.
Pentru că unii așa credeți, din păcate. Sper că sunteți mai puțini, din ce în ce mai puțini, care credeți că așa se poate aduce un om înapoi. Sau lângă voi, sau îl puteți manifesta. Vreau să fii cu mine. Vreau... Nu, nu așa ceva e o aberație. Nu. Transmiteți-le vibrație înaltă, vindecare, emoții curate. Și această vibrație, inspirați, inspirați, atrageți într-o lume, într-o altă lume, echilibrată emoțional. Înspre misiunea, arătați-le, nu știu, într-un fel subtil, sau poate mai puțin subtil, că destinul v-a adus împreună ca să vă vindecați, să manifestați ceva special. Roata norocului. Se poate schimba. Se poate schimba. Și iar steaua și cu șase de spade îmi arată că e o distanță. Dar dacă aveți credință, urmați-vă steaua nordului, urmați-vă intuiția și mergeți înspre schimbarea acestei energii. Ia uite, iar e tăcere. Iar e tăcere, iar e analiză. Mai dăm o carte. Înspre ce ar trebui să se meargă. O, diavolul. E o relație, am zis, interesant, este o căsnicie toxică. În viața uneia dintre voi, că am vorbit de triunghiuri, este o căsnicie toxică sau este o educație? Dacă nu e căsnicie, este educația controlului, a regulilor, a restricțiilor. Da, restricții emoționale, când ai de emoții, de dragoste, de subtil, de spiritual, de steaua, de vindecarea și destinul tău, da, acești unul dintre voi... își dorește să controleze, apropo, țineți în frâu ego dorința de control. Poate că e cineva din trecut, că diavolul înseamnă și fostul fosta. Și fostul fosta nu e obligatoriu să fie fostul iubit, dar poate să fie cineva din familie, da? Care spune, vai că nu are aceeași, fiind steaua și marea preoteasă, poate că aveți un alt fel de a gândi despre univers, despre spiritualitate și ei vor să fie... Știți, în tradiții, e o chestiune acolo. Pot să fie și ambiții profesionale în joc, dar este ceva toxic care trebuie schimbat. Interesant, apare 15 și 5. 5 și 15. 5 e numărul anului trecut și anul acesta este 6. 15 se reduce la 6, da? Anul trecut trebuia schimbat ceva în familia unuia dintre voi sau în educația, în felul în care vedeți spiritualitatea. Poate unul dintre voi nu crede cu diavolul, nu crede în Dumnezeu, crede că biserica este nu știu cum, dar n-are a face biserica. În momentul în care ești în această vibrație, nu umilești nici biserica, nici preoții, îi înțelegi, dar dintr-o perspectivă mult mai înaltă. Când lumea mă întreabă dacă eu mai merg la biserică, normal că mai merg. Uite și fac și pomană. Am uitat sâmbătă asta. Uite, o să fac săptămâna viitoare. Fac și colivă. Care e problema? Pentru că ești într-o vibrație care respectă și tradițiile. Respect ce consider eu că merită respectat. Selectez ce e lumină din tradiția veche. Păstrez. Da? E ca și când faci ordine în casă, ștergi praful și păstrezi. Ce arunci tot ce ai în casă? Doar pentru că e veche și tradițional? Nu. E o situație aici. Dar păcat că florile astea sunt atât de superbe și aveți verdeul ăsta care generează ce? Ai interesant, vindecare la nivelul chakrei. A cincea, că e cinci. La cinci, chakra cinci, aici este inima. Unul dintre voi poate să vindece inima celuilalt, dar celălalt are inima închisă sau... a fost închisă și trebuie să învețe să se deschidă. Foarte interesant. Cât am vorbit, bre? Ia uite, împăratul. Există cineva care vrea să controleze, da. Și aici este lupta. Lupta cu ego-ul vostru. Dar, repet, cine este de vibrație înaltă, cine este în această vibrație de stea, și nu zi musai că sunteți strele de cinema. Glumesc. Sunteți într-o vibrație mai înaltă, unul dintre voi. Dacă vreți, e alegerea voastră. Sau celălalt. Poate voi sunteți aici, vreți să controlați și celălalt știți că e într-o vibrație mai înaltă. Și din cauza că e într-o vibrație înaltă, nu vorbește cu voi până nu vă schimbați. Pentru că roata norocului înseamnă schimbare.
Până nu vă vindecați, până nu vă ridicați în vibrația lor, vedeți unde sunteți. Posibil și asta, dar trebuie să fii sincer. Dorința cuiva de control, ia uite, 7 de bâte. Ego, soare în acest condiție, în aceste condiții este ego cuiva, mândria, ia uite, dorința de a face jocuri mentale. Pasiune este, atracție este. Este. Mare grijă că cel care are tendința de a controla și din cauza că are tendința de controlat o se duce în trecut, că asta a învățat în trecut. Și trebuie să se dezvețe, trebuie să se vindece de aceea și să schimbe felul în care se poartă, manifestă, gândește și exprimă. Trebuie să se transforme, repet. Unul e mai bine decât celălalt. Slavă Domnului că măcar unul dintre voi sunteți bine. Deci celălalt, mare grijă, cei care sunteți mai sus, celălalt poate să vină cu acest bagaj din trecut, cu aceste tendințe de a controla, de a nu da drumul. În momentul în care dă drumul trecutului, are nevoie să se agațe iar. Opa, stai să mă agăț de movuleț. Stai să mă agăț de movuleț. Și atunci cine se agață de movuleț, devine obsedat să aibă casă, să facă o familie. Dragii mei, dar movulețul nu vrea să ai familie. Movulețul vrea un cuplu echilibrat. Un cuplu care se simte. Da? În care vă simțiți. Eu așa zic. Acum, dacă cumva eu greșesc movuleților și voi vreți că sunecie, duceți-vă că imediat așteaptă să vă pună în lanțuri. Dar, eu zic movuleților. Eu cred că totuși că mi-e place movul la maxim. Eu uitați-l aici. Movulețul. Movulețul e neconvențional, dar în sensul frumos al cuvântului, că vorbind o vibrație înaltă, nu de neconvențional, de dragul de a fi șocanți. Nu. Aveți verde. Verdele vă susține și roșu. Interesant, dar verde și roșu. Pasional, dar și foarte important să vă deschideți inima. Interesant cu acest verde. Poate unul este... are această gândire a banilor. Hai să facem bani, să controlăm totul prin bani și prin... nu știu ce. Mare grijă. Sunt semnale că există un fost, o fostă prin preajmă, dar sunt și semnale că se poate vindeca, așa se cupe și steaua, se poate vindeca și se poate transforma povestea. Depinde de voi ce vreți să faceți. Roata norocului. Se va schimba energia. Cel care este mai imatur trebuie să vină să se vindece. Că am vorbit de unul care e imatur, da? Și tot trage înspre trecut. Sau poate celălalt îl trage. Poate diavolul și împăratul trage acolo prin vibrația sa. Că simte că îl pierde. Mare grijă. Mare grijă. Ia ce frumos. Asul de cupe. E o nouă dragoste. Puteți să manifestați o nouă dragoste. Dar doar vindecați. Doar vindecați. 6 de spade apare de 2 ori. Iar este nevoia de o căsătorie? Nu, măi. Călătorie, bre. Călătorie. Iată. Unul e independent și celălalt e dependent de cel independent. Dar celălalt e dependent și de... Hai, are unul dintre voi are tendința să... Și nu, movilețurile, nu cred că sunteți voi. Da? Unul are tendința, încă nu e vindecat, are tendința să fie codependent. Și confundă codependența cu dragostea, cu pasiunea. Are multe de învățat, dar... interesant, foarte interesant. Văd aici Marele Preot cu steaua și cu 2 cupe. Unul dintre voi, movuleților. Ia uitați, movuleții aici. Da. Mulțumesc de inspirație. Dă un alt mesaj, movulețul. Poate să fie și movulețul aici. Într-un alt context, într-un alt mesaj. Movulețul e profesorul spiritual al celui care... tot se duce, ia uite, de ce înspre foc, acolo unde se consumă, acolo unde arde, da? Uite, aici e focul. Da? Înțelegeți. Ia uite, asul de spade, trebuie să se comunice, dar, dragii mei, pentru mine asul de spade înseamnă eliberare, nu experimentare, ia uite, eliberare de un mental rigid, rece. Probabil că e și un trio pentru unii. Da?
Când puteți să fiți unul lângă altul, să vă protejați, ia uite, aici, două suflete perechi, dați în urmă să vedeți. Asul de cupe. Ia uite ce frumos, câtă tandrețe și pasiune poate să fie între voi, da? Hmm. Dar aveți doi ași deja. Puteți, dacă lăsați în urmă trecutul, mai ales cel care are tendința să fie codependent și dependent și în control și sub control și cum vreți voi, dacă acela, și cred că e rozulețul, lasă, puteți să manifestați o nouă dragoste sinceră, sinceră, adevărată, bazată pe comunicare directă, deschisă și care aduce vindecare, pentru că spada poate să și rănească, poate să și vindece. Și cum vindecă? Curățând. Doare un pic, nu zice nimeni că nu doare, dar curățați puroiul ăla, toxicitatea. Așadar, pentru mine această carte, nu e o carte a experimentalismului, da, care, pe care se domină, nu. E o carte, da, sfoara e aici, jos, e pe masă, în care celălalt le liberează și seama, măi, asta nu e dragoste, asta e dragoste, nu aici. Unde te ține cineva în control legat, da, nu, asta e... Hai să experimentezi de dragul experimentului, pentru că nu faci legătura emoțională, dar legătura emoțională o ai cu mine, nu cu Xulescu. Așadar, eu, prin legătura emoțională care o creez între mine și tine, te eliberez. Interesant, sună manifestare. Eu te eliberez de trecut. Dar trebuie și tu să vrei să lași în urmă trecut. Aici de-aia apare șase de spade, trebuie să facă și celălalt ceva. Că nu poți să... Nu, dragii mei, nimeni nu eliberează pe nimeni contra voinței sale. Și avem o poveste care se manifestă la nivel național prin zonă, da? Apropo de eliberări, de false eliberări, da? Nimeni nu poate să elibereze pe celălalt decât dacă vrea. Și așadar, șase de spade. Unul dintre voi trebuie să vină să se elibereze. Da? Frumos. Da? Și cine? Bănuiesc acest personaj. Care a preferat triunghiurile amoroase și totuși a părut, băi, dragostea, mama ei de dragoste, de pasiune, că am zis, e roșu, e foc între voi. Dar, degeaba e foc dacă nu se vindecă inima. Și inima acestui personaj încă trage unde e uscat. Nu, te rog frumos, du-te la movuleț, dar frumos. La movuleț îți e bine, cu movulețul te potrivești, nu cu trandafirul uscat. Blic. Mai, sper că v-a plăcut, eram vorbit. Vedeți pe unde sunteți? Uneori mai facem și metafore, mai facem și de alea. Da. Să-mi pun setul de cărți. Parte floricele. Hai să vedem cum îl aducem pe ăsta. Numărul 3, cei care ați ales 2 trandafiri uscați. Trandafirii au fost frumoși. Sunt frumoși, dragii mei, mi-e plac florile uscate. Trandafirii și mai sunt și alte flori. Sunt superb și uscați și proaspeți. Dar ideea este că a fost pasiune între voi. Multă pasiune. Roșu. Roșu intens. Atât de intens încât v-ați consumat, pentru că n-ați știut să o folosiți. Ce am folosit pentru voi interesant, am folosit aceste de cărți și l-am pus așa deasupra cu această imagine a temperanței. Ce înseamnă temperanță? N-ați avut apă. Sau una... Nu, sigur n-ați avut apă, că altfel nu vă consumați, nu vă uscați, nu n-ați avut apă. Pasiune, dar fără emoții. Nu că n-ați folosit emoțiile, cum se cuvine. Că dacă vrei să uzi o floare, o uzi ori la rădăcină, ori pe lângă și se duce apa în toate direcțiile. Dar ceva, ori ați pus prea multă energie și nu v-ați temperat, nu v-ați echilibrat. Că degeaba îi dai unei flori o gălată de apă după o săptămână de secetă. Știți cum e? Apropo de echilibru și dezechilibru. Căci că dă-mi și mie un pahar cu apă. Uite, ia găleata. Fleșc. Păi stam așa, mă servești. Pardon. Ia să vedem ce cărți au apărut pe aici. Nu, asta la alte. Ia uite, 10 de spade, trădare. E o dragoste în care cel puțin unul se simte trădat. Poate unul a dorit mai mult independența, poate unul dintre voi a mers înspre cineva independent, inspirant, care inspiră la viață. Apropo de numărul 2, puteți să ascultați că am impresia că au legătură.
Sau poate v-ați ales la număr. Și lasă acest teren uscat în care arde, ia uitați, arde, ars tot, ars tot. Dragii mei, cărțile nu mint. Depinde de noi să vedem toate detaliile sau ce trebuie, ce suntem pregătiți să vedem, dar se poate schimba. Energia dintre voi s-a schimbat. Rămâne de văzut în ce direcție. Poate că fiecare cu direcția lui, pentru că văd o energie care ține de independență, un personaj. În general, la 9 de monede, o energie feminină independentă, dar poate să fie și un bărbat. Posibil cel care se simte trădat sau poate care a trădat, dar când cineva trădează, ceva nu e în regulă acolo. Clar. Nu se poate ca o relație să fie faină, perfectă și celălalt să trădeze. Nu, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Ceva n-a fost. Emoții. N-au fost niște lucruri în echilibru. Nu s-a manifestat temperanța, vindecarea, spiritualitatea. A fost pasiune fără spiritualitate. Și instinctul unuia, probabil, a căutat înspre mai mult. Pentru că roata norocului ține de Jupiter. Da? De mișcare, de expansiune, de schimbare într-o formă sau alta, și Jupiter e profesorul spiritual benefic. Și atunci, chiar dacă acest personaj, vedeți unde sunteți, poate ați fost trădat și vă căutați independența. E posibil și asta. Poate că ați trădat pentru că ceva în sufletul vostru v-a spus că este neregulă acolo, e prea mult foc, prea multă toxicitate, prea multă energie. Nefolosită, corect. Uite, ce apare? 5 de monede. Posibil acești 5 de monede, eremitul și 5 de spade și 10 de băte. Atrage atenția unor jocuri mentale pe care unul dintre voi le-a făcut. Jocuri mentale care au atras sentimentul de abandon, au atras, de fapt, izolarea, tăcerea, care probabil a făcut parte din jocurile mentale a unuia. Celălalt s-a simțit abandonat și în momentul în care s-a simțit abandonat, ce a zis? Pa, papisic. Papisic, eu n-am nevoie de așa ceva. Aici este o persoană evoluată, nouă de monede de obicei. Da? Deci dacă ați fost trădați de acest personaj care totuși a simțit pasiune, dar, ce a zis, atât de intens, interes, a, voi că cum vine mesajul, 10 de bâte, intensă, atât de intensă, încât, iau-te, regina de spade, n-a știut ce să facă. Că n-a fost pregătită. N-a fost pregătit pentru asemenea pasiune. Da? Ce a zis? Lasă că mă joc un pic cu 5 de spade. Mă joc eu un pic ca să câștig teren. Dar, de fapt, ce a făcut? Îți iau un pic în tăcere ca să vină înspre mine. Nu. Tăcerea a adus sentimentul de abandon. Și cel care s-a simțit abandonat și trădat, ce a zis? Pisi, eu sunt o persoană care pot să fiu independentă, pot să fiu fericită cu sau fără tine. Sau fericit, da? Îmi pot schimba viața. Ideea este că această schimbare se poate manifesta și la în relația de cuplu. Rămâne de văzut ce vreți voi să faceți. Eu acum vă citesc cărțile așa cum sunt inspirată să citesc. Poate mergeți într-o nouă direcție, poate schimbați ceva în poveste. Vom trăi și vom vedea. Și mai degrabă, eu citesc. Veți vedea voi ce vreți să faceți. Că voi sunteți cei care decideți. Nu cărțile, nimeni altcineva. Cărțile vă arată potențial. Sper să nu vorbesc prea tare, da? Hai, numărul 3. Ia uite, un nou capitol. Din cauza conflictelor, nu? Zic conflictele, rămâne conflicte, dar și din cauza că unul dintre voi n-a fost suficient de deschis emoțional. Pasiunea a fost, poate prea multă, cum am zis mai devreme, dar nu a fost suficient de deschis. Poate că a fost și o distanță între voi, interesant, cu lumea. Da? Și aceste ziduri, aceste blocaje, de fapt, exprimă distanța dintre voi fizică destul de mare, poate unul pe un continent, altul pe alt continent sau într-o altă țară sau în capătul celălalt al țării. Interesant, pasiunea a fost regina de bâtă. Dar interesant că mă apucă tu sau tocmai acum. N-am mai dus tu și în ultima vreme. Probabil că nu s-a comunicat corect. O dată. De două ori. Da? Nu s-a comunicat corect cu siguranță, pentru că a fost și tăcere și au fost și jocuri mentale. Clar, 5 de cupe, regrete. Regretați ce s-a dus? S-a dus pe apa sâmbetei.
mama voastră. Ideea este că aveți un suflet pereche. Și unul și celălalt. Eu acum vorbesc despre voi, bănuiesc că despre voi e vorba, da? Dacă regretați, regretați. Rămâne de văzut dacă se mai poate resuscita ceva. Ia uite, 9 de spade. Păi, deci nu se poate așa ceva cum apar cărțile. 9 de spade, 3 de bâte. Și 6 de cupe. Da, unul dintre voi speră la o împăcare. Și dacă nu, deci unul speră la o împăcare și altul se reorientează către un alt suflet pereche. Pentru că așa vine mesajul. De sunt griji, e stres. Stres teribil, nopți pierdute, suferință, poate chiar și boală. Și apare această, la mijloc, această speranță. Repet, ori că vă puteți împăca, ori unul dintre voi speră că va face un drum, va ieși din această atmosferă uscată, consumată și se va duce către un suflet care îl simte, apropo, către emoții, către cineva care, cu care vibrează la unison. Vedeți, împărăteasa. Împărăteasa. Probabil cu valetul de cupe există dorința de a exprima, de a exprima niște scuze. Dar în context apare și o mamă și un copil. Da, interesa separare. Separare. Separare aduce? Vai. Da, ce să zic, pentru unii apare pentru că această poveste s-a consumat, repet, până vă intre în cap. Pentru că această poveste s-a consumat, ori voi, ori ei, au în preajmă un nou potențial. Depinde cine sunteți, unde sunteți. Dacă voi sunteți cei care vreți să vă împăcați, dacă voi sunteți cei care vreți să împăcați, nu aveți potențialul. Dacă voi sunteți cei care vreți să mergeți către un nou suflet, aveți acest potențial astfel de monede, de care v-ați separat pentru că a trebuit să rezolvați, să puneți capăt, să înțelegeți situația dintre voi, să înțelegeți cu soarele, să înțelegeți cu soarele. Ideea este că se poate manifesta creștere. Repet, depinde cine sunteți în acest context și ce vreți. Hai să clarificăm. Clarificăm 9 de spade. Pentru cei care vreți să ascultați și numărul 2, probabil că unii dintre voi sunteți atrași către un suflet pereche care vă simte, vă înțelege. Care vă simțiți, ați avut un sentiment de deja vu, că v-ați mai întâlnit undeva cândva, dar 9 de spade clarifică, și atunci celălalt își face griji, pentru că apar 3 elemente, 3 energii, 3 pasiuni. Când vorbesc de pasiune, mă refer la pasiunea care se manifestă în viața noastră la modul independent. Ea, regina de cupe. Regina de cupe, interesant. Iar 2 de bâte trebuie. O separare. E o separare. Clar? Și această separare, da, ia uite, aici este spânzuratul, relația aceasta care a stat pe loc până s-a uscat. A stat în cap. E o căsnicie chiar. Posibil. Sau influența familiei a unuia dintre voi, familia cuiva va influența și va consuma. Nu, va consuma. Am zis? Da, separarea aceasta, dintre voi și cineva, vă pune postura în care trebuie să vă reorientați. 2 de bâte, 3 de bâte. Poate că vreți să faceți o călătorie către sufletul vostru pereche, pe care îl simțiți. Sau ei sunt aici. Unul dintre voi își face mari griji pentru dragostea pe care o simte. Ia să mai vedem. 3 de bâte. Doi de monede, iar doi. Trebuie să alegeți. Ia. Și apare iar asul de monede. Detașarea de trecut ca să puteți manifesta un nou potențial, o nouă relație. Clarificăm 6 de cupe. Clarificăm 6 de cupe. 8 de bute, iar exprimă distanța.
Călătoria, dorința de comunicare și regele de monede. Dorința de a manifesta și de a oferi un material și de a oferi stabilitate. Îndrăgostiți, asta este alegerea voastră. După o perioadă de tăcere. Ia uite, tăcere și jocuri mentale. Cine sunteți aici? Vedeți unde sunteți. Dar este necesară, este foarte importantă alegerea pe care o faceți. Este numărul 6, este acest an. Trebuie să faceți o alegere. Ori stați cu un trecut care s-a consumat. Da, ați iubit, dar... Sau poate n-ați iubit, poate ați fost manipulați, regina de cupe cu 9 de spade. Poate că ați fost manipulați emoțional, poate ați fost... Poate că nevoile voastre emoționale n-au fost... Opa! N-au fost înțelese. Nevoile voastre emoționale n-au fost înțelese. Trebuie să vă vindecați. Poate nici voi nu v-ați înțeles nevoile emoționale, unii dintre voi sau ei, vedeți unde sunteți. Dar dacă nu v-ați înțeles nevoile emoționale, e cam timpul să priviți către soare, către Dumnezeu și să alegeți. Să mergeți în preajma celor care vă simt emoțional și vă pot ajuta să vă înțelegeți. Interesant. Ia uite, decepții, 3 de spade, 10 de bute, căsnicie epuizantă, jocuri mentale și tăcere. Iar am văzut căsnicie sau job. Căsnicie sau job, 10 de bute. 10 de bute, ce s-a consumat aici? S-a consumat ceva. S-a ars. Este că mergeți înspre 6 de cupe. Există cineva care vă poate oferi stabilitate sau căreia vreți să-i oferi stabilitate. Poate ei vor să vă ofere vouă, vedeți. Vor să vină să se împace și să ofere stabilitate. Posibil și asta după ce. Și-au dat seama că de fapt vă iubesc. Și-au dat seama că vă iubesc în aceste nopți pierdute și stresante. Și-au dat seama că vă iubesc, că simt pentru voi, că au nevoie, că îi vindecați. Că le oferiți emoții, nu s-o obișnuiți, interesant, probabil că nu s-o obișnuiți să primească emoții sau ceva. Sau n-au oferit emoții în această relație și au înțeles. Măi, dacă nu ofer, cum să rezist această pasiune? Și aici este schimbarea, este alegerea pe care o fac și schimbarea care se poate manifesta. Mă dăm o carte pentru această... Acest 9 de spade, regina de cupe și mai cere. 9 de spade, mai clarificăm 9 de spade. 9 de spade, clarificăm 9 de spade. Uf, extraordinar, au venit invers. 8 de spade și ce? Și valetul de spade. Foarte multe gânduri. Probabil că aici este un personaj cu mult aer în harta natală. Foarte mental. Aici este un personaj care a auto-sabotat dragostea pe care o simte. Nu a oferit emoții, a simțit, dar nu le-a oferit. Și și-a creat, va crea și vouă stres și a creat și singur stres sau singură. Deși simte. Dar voi, eventual sau care este celălalt, dar celălalt, începe să se elibereze. Am zis, există șansa ori să vă împăcați, ori să mergeți unul dintre voi într-o nouă direcție. Ori. 4 de spade, 10 de cupe. 2 de cupe. Da, steaua. Este un vis. Dar probabil că a fost și distanță între voi. Este un vis. A fost frumos sau a fost frumos în altă viață. Și acum sunteți provocați să materializați. Sunteți chemați să materializați acel frumos? Interesant. E un vis.
Unul dintre voi tot visează, dar trebuie să se vindece. De niște tendințe. De a se închide în ei, de a-și adăuga stres. Probabil că este marcaj în semnul oracului cu regina de cupe și aceste spade. Cei cu marcaj în semnul oracului, cred că mai mult decât peștii și decât scorpionii, au această tendință de a se închide și de a-și face griji. Și de a adăuga griji la altă griji, la alte griji. La alte griji. Clarificăm și doi de monede. Pentru că cineva trebuie să aleagă, să facă o călătorie sau să spere în continuare. Dar vorbește o călătorie. Există semnale și, sau măcar de a comunica, chiar dacă e distanță, de a comunica niște scuze sau eu știu ce. Iar, din invers, ia uite. Trebuie să renunțe la o familie, 10 de monede invers, la bani, la o familie, la bani. Sau la o căsnicie care a fost dezechilibrată, în care nu s-a construit nimic, sau o relație de lungă durată, dacă nu e căsnicie, o relație de lungă durată. Și să se reorienteze. Că sunteți voi, că cealaltă persoană, voi știți, nu știu cine sunteți. Asta e. Nu știu cine sunteți. Dar luați-vă mesajul, pentru că nu întâmplător ați ales aceste flori. Pentru că știți că ceva s-a consumat. Chiar dacă a fost frumos, s-a consumat. Pentru că în acest frumos, ceva v-a lipsit. Apa, temperanța și spiritualitatea. Că puteți să manifestați acum, de acum încolo, emoțiile cu 6 de cupe și regina de cupe. Că puteți vindeca acest mental și reprograma într-o nouă direcție în care manifestați credință, da? Și stabilitate. Depinde de voi ce faceți. Dacă din acești trandafiri ați păstrat butașii, puteți în timp, asta vreau să zic, dacă ați păstrat din florile astea tulpina și ați sădit-o, apropo de elementul pământ, sau o sădiți într-un alt loc, apropo, interesant, într-un alt loc în care este apă, trebuie să faceți o călătorie, poate, spre acel loc. Înțelegeți metafora, da? Pentru că eu știu, mi-am pus trandafiri și știu cum cresc, da? Tai floarea, păstrezi tulpina și o pui undeva, într-un loc potrivit, în care ai grijă, vindecare, temperanță, asta înseamnă temperanță, înseamnă vindecare, hrană, periodică, ce? Emoții. Emoții, regina de cupe, 6 de cupe. Energia sexuală dintre voi. Ha, ha, ha. Turnul, interesant, turnul, separarea. Regina de cupe iar apare. Adică, e o dragoste. Sensibilă, romantică, sensibilă. Pasiunea aceasta, așa cum a fost ea, dacă n-a fost, repet, bine hrănită, degeaba. Ia uite, 10 de spade, 9 de spade, 8 de spade. Vă simțiți trădați, însingurați, plângeți? Sau ei? Ia uite. Și este un as. Trebuie să schimbați. 2 ași. 2 ași. Ori apare o nouă pasiune pentru unul dintre voi, o repet, ca să înțelegeți, puteți să schimbați 10 de spade, pardon. Puteți să schimbați 10 de spade, să schimbați cu această energie într-o nouă direcție, dar care să aducă și manifestare. Adică să creați ceva, pământul, monezile astea, da? Din doi trandafiri, da? Ca, interesant, care au ars, păstrați tulpina, dacă vreți. Că nu ar fi bine să... Sau păstrați amintirile, cum păstrez eu aceste flori. E o amintire a acestei pasiuni în care puteți să învățați pe viitor. Nu avem cărți care să sugereze lecție, adică nu lecție, că ați învățat, nu asta vreau să zic. Dar poate învățați cum ați ascultat pe mine. Glumesc. Dar sunt convinsă că ați învățat ceva de aici, în această etalare. Ia uite, moartea, băi, deci nu se poate așa ceva. 4 de monede. 2 de cupe. Cred că unul ați stat, repet. Ceva nu s-a exprimat. Unul dintre voi n-a fost deschis. Moarte. 10, moartea, măi. Băi, cum apar? Vedeți oameni buni. 5 de monede. Cum apar cărțile în funcție și de imagini și de flori, de toate elementele folosite, cum se leagă toate.
5 de monede. Puteți, dacă vreți să vă întâlniți, aici nu mai e senzația de abandon. Aici este capacitatea de a renaște. Că 5 înseamnă schimbare, aici avem și schimbare și renaștere. Puteți să renașteți. Aici este ca un soi de 4 de monede, de bâte, pardon. Sunt 4 stâlpi, aici aveți 3 de bâte. Și aveți și 8 de bâte care înseamnă călătorie. Puteți să călătoriți, să mergeți. Călătorie înseamnă, eu știu, mișcare, da? Mișcare. Să mișcați, să schimbați energia și să creați stabilitate printr-o întâlnire, prin niște scuze, dacă vreți. Repet, dacă vreți. Iar o chestiune care ține de muzică, de muzică. Interesant, apare soarele nemanifestat. De comunicare. Creativă, artistică. Nu s-a comunicat suficient, eventual. Nu s-a comunicat suficient. Dar moartea și renaștere. Mai dăm o carte, totuși. Dacă vă simțiți abandonați, nu vă simțiți abandonați, că aveți oportunitatea să vă întâlniți cu altcineva. Dacă nu mai vreți să vă întoarceți la trecut, aveți oportunitatea. Ați văzut niște ași, ați văzut un soare nemanifestat, va veni cineva. Probabil, 8 de bute. Va trebui să alegeți, trebuie să alegeți. Ori stați în trecut, ori mergeți către... Ia uite, nu vă mai luptați. Vedem o carte. Într-o altă direcție. Direcția aici, da? Înspre soare. Ia uite, cavalerul de cupe. Frumos. Acea imagine în care cineva vine și vă salvează. Într-un mod neașteptat, cu cavalerul de spate, într-un mod neașteptat vine cineva. Va fi comunicare cu cineva, din partea cuiva. Acum, repet, veți trăi și veți vedea. Pentru unii poate să fie fostul, fosta, care vrea să renască. Pentru alții să fie ceva noi. Voi alegeți. Voi alegeți pentru că e o situație foarte critică și știți că e critică. Nu întâmplător ați ales-o, da? Nu trebuie să mai spun eu. Eu am confirmat prin cărți ce deja ați trăit. Dar, central, aveți speranța, credința, viziunea, anticipați că va fi mai bine, 6 de cupe. Repet, că mai bine ține de trecut, că mai bine ține de viitor, dar totuși, alegeți, ia uite, între ceva care v-a destabilizat și ceva ce vă poate oferi speranță. Că nu se poate construi nimic fără speranță, da? Dacă n-ai speranță, dacă te întorci doar pentru că nu te poți detașa, sigur, vei retrăi această moarte de mai multe ori. Până renaști ca lumea. Da, alegeți. Ce faceți? Un nou cavaler, o nouă dragoste. Comunicarea cu cineva. Emoțional. Aici este apă, dragii mei. Aici este apă. Vă îmbăiați în emoții. 6 de cupe. Și veți avea stabilitate cu regele de monede. Vă veți simți protejați, protejate? Sau poate vreți să oferiți protecție cuiva? Vedeți. Pentru că asta e. Temperanța, care a fost aici pe carte, temperanța, vindecă, vindecă. Echilibru emoțional, mental, spiritual, comunicarea cu îngerii. Iar trebuie să vă vindecați eventual frumos de această poveste ca să puteți să atrageți și să lăsați și pe îngeri să vă trimită, nu doar să atrageți, să vă trimită îngerii. Da, cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine. Ceau! Unde e?